Salutare, sunt Claudiu Simea de la Mobilissimo, iar acesta este ZTE Blade V9 Vita, un telefon de buget ce a fost lansat aici în Barcelona. El vine cu scanner de amprente în spate, corp din policarbonat, ce spre uimirea mea nu atrage amprentele, și cu o cameră duală cu senzor principal de 13 megapixel cu autofocus și senzor secundar de 2 megapixel cu focus fix, senzori care vor lucra împreună pentru a oferi captură bokeh. Avem și blitzul LED aici, partea de sus și cea cu audio, iar la bază difuzorul și portul de încărcare. Telefonul de față dispune de un procesor Snapdragon 435, de un display de 5.45 cu rezoluție HD Plus și aspect 18:9, și mai avem și o cameră frontală de 1 megapixel cu focus fix. Bateria este o unitate de 3200 mAh, iar cei interesați trebuie să știe că telefonul se va livra în variante cu 2 GB RAM și 16 GB de stocare, respectiv 3 GB de RAM și 32 GB spațiu de stocare. La prima vedere, telefonul ZTE Blade V9 Vita este unul tare interesant și îmi place textura acestui spate din policarbonat care nu atrage amprentele. El este ZTE Blade V9 Vita, un telefon de buget destul de arătos după părerea mea, unul ce se va lansa foarte curând pe piață.